Salutare și bine v-am regăsit după o grămadă de timp. Da, ce să zic, 3 ani. Băi, trăim, ai niște vremuri. Tocmai ce credeam la începutul anului că ne revenim un pic și a apărut și războiul în Ucraina. Slavă cerului că nu s-a întâmplat ce credeam eu că e posibil să se întâmple. Dar, iată că am trecut și prin asta. Am trăit și momentul în care m-am gândit cum să fug din calea războiului. Nu știu, se mai poate întâmpla? Se poate întâmpla, se mai poate întâmpla așa ceva. Da. Ideea e că am încercat în ultimul an de zile din nou să lucrez ca angajat. Același primul loc de muncă după 7 luni. Aceleași rahaturi, că nu știu ce, că m-am dus la un om să rezolv o problemă, că de ce am stat prea mult, că ăla are impresia că nu mă pricep, asta după ce m-au trimis să repar un aparat cu defect sau mă înlocuiesc cu altul defect pe care m-au trimis după aceea să repar cu o piesă defectă. Nu știu, oamenii ăștia au buba la cap, sunt nebuni, scuze, sunt bolnav mental. Apoi m-am angajat și după 3 luni am plecat, iar nu m-am angajat la începutul lui martie. În mod total surprinzător, dar eram perfect sigur că dacă tot seara așa într-o altă găsesc din nou după ani și ani de zile mediu ăla, exact despre ce vorbeam. Nu m-a întrebat nimeni nimic, dar să vin acasă să mănânc, să mă duc să-mi fac treburile cu mașina firmei, cu atâta timp cât îmi făceam treaba. Deci, na, din punctul ăsta de vedere, n-am ce să zic, a fost super tare. Dar atâta doar le-am zis săptămâna trecută când mi-am depus demisia. Zic, dom'le, n-am nimic, zic, chiar vă felicit, chiar e super. Dar zic, nu sunt aici ca să-mi fac prieteni. E o scădere pur și simplu. Ce-mi dați voi, cu ce cheltui? Dacă ies cu 2000 de lei pe minus, nu se poate, nu se mai poate. N-am cum să continui. Din nou, salarii mici. Ce să zic? Nici nu mai știu cât e minim pe economie acum. S-ar putea să fie 2500. Cât luam. Nu știu, e... Și am expus problema asta. Zic, bun, dacă măcar 3500 de... Nu știu, de luna viitoare... Mă mai gândesc atunci să rămân, că n-am ce să zic, adică eu am putut să lucrez la proiectele mele de la locul de muncă, să fac ce vreau, să mă duc unde vreau, adică, dar n-am, oricât de mișto ar fi fost, am nevoie de bani. Din ăștia 2500, ce să zic, sunt aproape... Am chiria 1400, cu facturile vreo 600. Mai trebuie și medicamente zilnic, asta e. Din ce să mai... Însă eu am impresia că din nou ajungem într-o perioadă din asta în care cred că o să înceapă lumea să stea acasă din nou. Uite și la mine, nu mai corespunde realitatea cu salariile deloc. Mai zic așa, un salariu minim pe economie ar trebui să fie undeva pe la vreo 4000 de lei, nu știu. Așa ca să te descurci de pe zi pe alta, nu altceva. Da. Cam asta e. Revin. Pun și ceva tehnic ca să nu dăm iar în vloguri. Ideea este că am uitat să menționez asta. De ce am plecat de data asta? Pentru că repornesc activitatea cu firma. Am avut... Chestia mai nasoală care s-a întâmplat în 2019 s-a prelungit cu un proces. Bine, nu știu cât am mai vorbit despre asta, oricum a fost ceva mai mare decât
aș fi sperat să fie. Din fericire, nu am fost chemat la proces. Procurorii, anchetatorii probabil au văzut cu cine au de-a face și că nu sunt eu persoana care vreodată să facă ceva cât de mic ilegal. Că, nu știu, când vii într-un matiz și îmbrăcat cu o geacă, se hași pe tine. Ce să... Na, e clar. Respectivul și-a primit ce trebuia să primească. Am primit 2 ani jumate. A ieșit bine. Uitându-mă acum în spate, m-am speriat aiurea. Da, ce să faci atunci când ești sincer și un om simplu așa și nu ai treabă cu așa ceva, te sperii. Ăștia, de tare pe ei, închisoare, nu știu ce, băi, facem banul. Doare pe ei de nimic. Și am greșit, că m-a afectat mult chestia asta, am lăsat foarte mult să mă afecteze și am, până la urmă, nu a fost ceva chiar atât de mare pe cât credeam. Bine, adică a fost, dar trebuia să iau mai ușor. Oricum nu aveam cum să știu până în momentul în care se încheia și s-a încheiat în toamnă acum procesul. Nu știam ce va urma, dacă mai are rost să mai continui. Am avut nevoie și de niște... Până acum niște datorii, a mai costat un pic ca să repun firma la punct și probabil o să mă mai coste, da, sigur o să mă mai coste ceva, că n-am, mai am acum de aranja niște chestii, dar în mare parte, adică e ok, e restabilită. Încep cu altceva de data asta, pentru că sunt sătul de business to business și sunt sătul de oameni, o să încep cu ceva online. Nu pot, din păcate, să vă spun ce. Din alte motive, este un domeniu în care concurența recurge la niște gesturi românești, cum am văzut deja, și e mai bine să nu se știe. Ideea este că voi depinde doar de reclamele Google, fără clienți, fără nebunii, fără... E prea mult, e prea puțin, e nu știu cum, e... Hai să facem o fraudă și alte de-astea. Încerc, văd ce iese. Deocamdată ăsta este planul, să încerc să ridic proiectul ăsta, să vedem ce iese. Da. Nu știu dacă să mai vorbesc și despre... O să las pe data viitoare ce aveam de menționat cu partea tehnică. Hai să lăsăm clipul ăsta așa, doar de informare. Mi-am dat seama că bat pasul pe loc, adică poate făceam niște bani și am văzut un documentar foarte, foarte interesant. Foarte interesant. Chestia m-a lăsat mască. Acum sunt din ce în ce mai convins că toată treaba asta cu salariile, cred că n-are nicio treabă, de fapt, cu economia, cu bugetele și eu cred că este... Suntem într-adevăr, fără să sun ca unul din antivacciniști sau ăia cu 5G-ul, suntem într-adevăr manipulați, din mai multe puncte de vedere. Manipulați în sensul de informații false servite de guverne ca fiind informații reale, repetate de mai multe persoane plătite ca să... Spun asta, te dau un exemplu ca să nu spuneți că vorbesc aiurea. Toată faza cu OZN-urile a fost pornită de către guvernul american pentru a acoperi testele pentru nave de zbor militare de ultima generație. Pe vremea aceea, acele Stealth, Blackbird sau cum s-or chema, care evident erau tehnologie de top secretă militară și
ca lumea să nu înceapă să-și pună întrebări, au plătit foarte mulți oameni ca să efectiv să pornească chestia asta cu OZN-uri, de că au văzut că sunt extraterestri. Astea nu au fost niște idei venite de la niște oameni simpli. Asta cu OZN-urile a fost o poveste inventată și forțată către populație de către guvernul american. Și am văzut în documentar la mai multe lucruri care m-au, adică niște informații oficiale, concrete, reale, nu vorbesc din. Și toată treaba asta cu salariile, sunt perfect convins că sunt ținute acolo unde să. Asta am observat. E suficient cât să te și motiveze să continui, dar suficient de puțin încât să nu poți să faci nimic niciodată. Și te ține așa la un nivel din ăsta de zombi. Undeva unde, dacă ai câștiga mai mult, poate să pui deoparte, să faci tu afacerea ta, dacă ai câștiga mai puțin, ai pleca și atunci te ține acolo, la linia aia unde nu faci niciodată nimic decât pentru ei și atât. Că stăteam și mă uitam cu nevastă mea, ne-am început să ne certăm urât sau nu știu ce și am stat într-o zi și m-am gândit, zic, bă, ce se întâmplă de fapt cu noi? Zic, de ce suntem supărați, de ce suntem nervoși? Pentru că nu putem să ne facem ceea ce vrem noi să facem. Ca fiecare zi continuai, te duci cu mașina până acolo, până la client, du-te până la București, du-te până nu știu unde, hai că mai trag un pic, hai că mai văd până luna viitoare și ajungi așa și tot amâni, pe o zi, pe alta, pe o zi, pe alta, tot ce ai tu de făcut pentru tine, nu mai faci niciodată și rămâi în. Și am zis, știi ce? Hai să ne facem pentru noi. Așa că, din nou, o iau de la zero, nu chiar de la zero, pentru că am experiența și greșelile pe care le-am făcut în trecut, dar merg mai departe, în sfârșit, după 3 ani. Și având problemele astea, m-am gândit, bă, care a fost cea mai fericită perioadă din viața mea? N-am câștigat mult, am avut multe probleme, aia 3 ani în care am avut firma, au fost cei mai fericiți ani din viața mea. Să mă trezesc dimineața, să știu că mă trezesc când vreau eu, cum vreau eu, lucrez pentru mine, cât vreau, când vreau. Priceless. Așa că mergem mai departe și mai departe urmează, sper eu, și lucruri mai interesante de pus pe toate canalele pe care le am, fiind altă treabă pentru care n-am mai avut de foarte mult timp. Timp. N-am mai avut timp de foarte mult timp. Pentru că nu ești lăsat, că ești angajat, zombificat. Muncă acasă, muncă acasă, muncă acasă, muncă acasă. Asta e tot ce faci. Nimic altceva. Și nu mai pot. Și n-am mult, am un an de zile după cei 3 ani de firmă. Dar nu mai pot. Nu mai mi-ajunge trezit la 7 dimineața. Hai de capul meu la niște ore de alea și să mergi cu mașina. Nu. Punct. Punct și de la capăt. Așa că, dragii mei, urmează timpuri noi. V-am salutat.